Astăzi ne-am gândit să vorbim despre predice sau învățături la toate duminicile și sărbătorile anului, precum și despre didahii, adică învățături pentru creșterea fiilor. Ele au fost rostite la vremea lor de Petru Maior și adunate în două volume, ambele apărute în 2017 la editura Mega din Cluj, sub îngrijirea Laurei Stanciu, doctor în istorie și cadru didactic la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, alături de doctor Alin Mihai German, de la aceeași universitate, și de doctor Ioan Adrian Circa, preot ortodox din Mediaș. Cei trei au dus la capăt o importantă misiune de recuperare a unei opere destinate emancipării și ridicării din indiferență și neștiință la conștiința de sine prin educație a comunității românești transilvanene. Învățătura pe care fiul protopopului greco-catolic Gheorghe Maior, Petru, născut probabil la 1760 la Căpușul de Câmpie, școlit la Blaj, apoi studiind teologia la Roma și dreptul la Viena, devenind el însuși profesor, preot și în cele din urmă protopop, s-a adresat deopotrivă clericilor și poporului simplu. A folosit discursul omiletic pentru a le transmite credincioșilor români informații referitoare la rădăcinile și reperele culturii iluministe europene, la care spera să conecteze societatea românească, iar didahiile erau adresate și celor uniți și celor neuniți cu Roma, fără vreo referire la confesiune, tocmai pentru a asigura cărții o largă răspândire. Petru Maior este unul dintre cărturarii cei mai însemnați ai școlii ardelene, care, inspirat de deviza Virtus Romana Rediviva, și-a îndemnat semenii, cu mai bine de un secol înainte de actul de la 1918, spre renașterea vechilor virtuți ca arme pentru dobândirea drepturilor naționale, pentru păstrarea limbii și a credinței și, nu în ultimul rând, pentru unirea românilor într-o singură țară.